Stimate domnule Fazile, doamnilor și domnilor, dragi prieteni, pentru mine este o adevărată onoare să fiu aici la această lansare a platformei ProDocenți Media și să vă transmit salutări din echipa Mișcarea Europeană Creștină în Politică, ICPM, din Bruxelles. Încă de la înființarea sa ICPM în anul 2005, ICPM-ul s-a concentrat pe reunirea oamenilor politici care se doresc să promovează valorile creștine esforate din Sfânta Scriptură. În prezent, noi avem 40 de parlamentari din 20 diferite țări ale Europei, 3 membri din Parlamentul Europei, 5 membri din adunarea parlamentară a Consiliului Europei. Vrem împreună să promovăm valorile creștine, de protejarea viaței și demnitate a omului, începând de la concepția până la moartea naturală, de a prioritiza familia ca și o instituție bazată pe uniunea dintre un bărbat și o femeie și de a promova libertatea de religioasă. Sunt extrem de încântat din cauza lansarea ProDocenți Media. Îl cunosc pe domnul Cătălin Fazile cu mai mult timp în urmă și mă bucur să menționez implicarea sa, dedicarea lui în promovarea valorilor creștine în Europa. Ca ani în urmă, m-a zis că Dumnezeu direcționează pentru a realiza unui proiect mareț, un studiu de televiziune care să poată transmite știri și documentare bazate pe valorile creștine. Dar nu a fost numai un vis. Astăzi el a reușit să transforme visul cu ajutorul lui Dumnezeu în realitate. Ultima dată când am vizitat România, am avut prilejul să vizitez studioul și am cunoscut și echipa minunată, echipa lui minunat. M-am dus de gândul la povestea lui Nehemia. Nehemia a văzut zidurile Ierusalimului zdrobite și a început să roagă. Și când Dumnezeu a dat o deschidere, a avut și un plan. Asta m-am gândit când am văzut pe domnul Cătălin. A procedat la fel. A rugat, a planificat și a realizat. Consider că media creștină are un rol foarte important dintr-o societate pluralistă. Ei pot informa societatea într-un mod care este în conformitate cu valorile noastre creștine și Biblia. Mai mult, ei au scopul de a prezenta o perspectivă asupra modului în care creștini sunt implicați în societate sau modului în care creștinii ar putea să joacă un rol important în societate. La fel, poate ajută la ruperea stereotipurilor negative despre creștini și valorile creștine. Fără nicio îndoială, ProDocenți Media poate avea o influență foarte pozitivă asupra întregii societății. Închizând acest scurt salut, prin a vă dori fiecăruia dintre voi succes în eforturile voastre viitoare. Mă rog că publicul dumneavoastră să crească și să aveți un impact pozitiv asupra societății românești și, de ce nu, chiar și asupra întreaga Europa. Dumnezeu să vă binecuvânteze!